Cum fac diferența între Adi, dintre minte, adică gânduri frici, și inspirație divină, câtă vreme ambele apar sub formă de impulsuri sau răspunsuri spontane? Mulțumesc! Cea mai simplă formă este tehnica de a le lăsa să se ducă, adică, practic, pur și simplu să nu. Să să nu-ți asumi ca și cum tu ai fi autorul gândurilor respective și să le lași să se ducă. Să le zici, ok, du-te și tu, du-te și tu, du-te și tu, nu mă interesează, du-te, 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 du, -te, du, -te, du, -te, du, -te, du -te, la revedere, să le lași să se ducă pe toate. Uh, orice gând, pentru că orice gând nu este altceva decât o subtitrare a vieții și gândurile apar sub forma. Uh, Apar ca, repet, ca o subtitrare. Rare ori sunt gândurile acelea care chiar sunt, într-un fel, din inspirație divină, adică trebuie să faci ceva. Și de multe ori, chiar și atunci când trebuie să faci ceva, gândul apare tot ca să justifici tu următoarea acțiune, următoarea facere. Pentru că dacă ceva trebuie să se întâmple, acel lucru se va întâmpla, fie că gândurile tale sunt de acord sau nu sunt de acord cu acel lucru. Și dacă ai ajuns la o viață, la o vârstă, hai să zicem, peste 25 de ani, Uneori poate te prinzi mai repede, dar dacă ajungi cel puțin la 25 de ani, ți-ai seama că în pofida celor mai bune gânduri, celor mai bune planuri, celor mai bune intenții, viața se întâmplă. Adică, cu adevărat, avem Control asupra evenimentelor într-o proporție mult mai mică decât crede mintea noastră și cred gândurile noastre. Uneori, însă, ce este haios este că, însă, și ideea de planificare este un gând inspirat divin, însă, și ideea de a crea sau de a face sau de a nu face ceva este un, un gând divin. Însă, ce am observat personal este că dacă ar fi să le compar, cum se simt pe interiorul meu alea care vin din programarea mea, din condiționarea mea, din subconștientul meu, versus alea care vin ca, ca ceva cum, ai, cum ai spus tu, din inspirație divină, este volumul. Este ca la, atunci când asculți muzică. Gândurile din subconștientul meu sunt foarte zgomotoase, au un volum foarte mare, adică ele sunt foarte ferme, foarte clare, foarte autoritare, foarte uh, ca și cum uh, își asumă teritori teritoriul psihicului meu. Gândurile acestea aparent inspirate divin aparent, mă rog, zic aparent inspirate divin pentru că toți suntem divini și cumva nu există o separație dar gândurile astea de sorginte divină care nu vin din condiționare, astea sunt foarte discrete și sunt ca niște gânduri care îți susțin discret și finuț și aproape ca o energie subtilă nu știu, cum, cum ar fi îți apare un gând înainte să ieși din casă, ia-ți umbrela. Și tu zici, da, de deci ce să-mi iau umbrela că nu iese, că e soare afară. Și ți se pare o prostie inclusiv faptul că ți-a venit gândul ca să iei umbrela. Trei ore mai târziu, când ai de mers pe jos prin centrul orașului, dă, începe o furtună torențială și îți dai seama, oh my god, deci ce bine era dacă mi-aș fi luat umbrela. Deci sunt ca niște sfaturi sau avertismente sau Uh, dar în, parcă au așa o, o, tonalitate micuță, așa, aproape ca un șoptit. E ca un îngeraș care zice ceva la urechea ta. <gângh> așa le-am așa le observat, cel puțin în cazul acestui corp minte pe care îl reprezint. Așa funcționează. Și am început să fiu mai atentă la vocile astea, la vocea asta sau la gândurile astea spuse așa pe un, un ton subtil. Și sunt din cele mai banale. Ai zice, știi, că inspirația divină trebuie să fie cu, cu, ceva, cu surle și trâmbițe și să fie despre salvarea omenirii. Nu. Sunt gânduri atât de simpluțe, dar care îți îmbunătățesc de fiecare dată calitatea vieții. Să zicem, vin, a, mă duc la mol și mi-apare gândul să iau lui David, nu știu, niște crispy strips sau whatever, ce îi place lui. Și dacă acționez, în momentul în care ajung acasă și spun s-a întâmplat să mă duc la... să acționez în virtutea acestui gând, vin acasă și băiețelul... Uh, le zic că am fost pe la mol și David mă întreabă. Și mi-a luat crispy strips. Adică e ca și cum același nu, nu e ca și cum. Același Divin care este în mine cunoaște dorințele, preferințele și știe ce i-ar face viața mai ușoară lui David. Și atunci, prin mine, transmitându-mi mie un gând, dacă eu acționez în virtutea lui, el este, de fapt, un răspuns anticipativ la o preferință care îi face experiența de a fi mai drăguță altcuiva. E foarte, foarte nice toată treaba asta. Deci întotdeauna gândurile astea sunt așa chestiuțe care asigură că întregul este servit în cele mai mari, dar și în cele mai banale preferințe și dorințe ale sale. E foarte sweet.